Bună ziua și bine ați venit pe canalul nostru. Astăzi o să vorbim despre istoria Imperiului Roman. Istoria Imperiului Roman este învăluită de mister, legendă, războaie, fascinație, inginerie, sclavie și mitologie. În clipul de astăzi vă voi prezenta cele mai importante aspecte ale istoriei celui mai puternic imperiu din antichitate. Anume, fondarea, expansiunea, apogeul și decăderea Romei armata romană, viața cotidiană a romanilor, monumentele publice, coloseumul și luptele între gladiatori, mitologia romană, creștinismul și importanța imperiului pentru posteritate. Roma a fost întemeiată în anul 753 înainte de Hristos pe malul fluviului Tibru. Legenda spune că noua cetate a fost întemeiată de doi frați gemeni, Romulus și Remus. Aceștia ar fi fost fiii zeului Marte, și al rei Silvia, sora regelui Amulius, care conducea Alba Longa. Temându-se că într-o bună zi o să ia tronul, Amulis a poruncit ca cei doi copii să fie omorâți. Ostașului, căruia i s-a încredințat această sarcină, i s-a făcut milă de copii și i-a abandonat într-un coș pe malul râului Tibru. Conform legendei, aceștia au fost alăptați de o lupoaică ce își pierduse puii, după care au fost găsiți de un pastor pe nume Faustulus. După ce au aflat cine sunt de fapt, au ales să întemeieze cetatea Romei, pe locul unde au fost alăptați de lupoaică, primul conducător fiind Romulus. Legenda întemeierii Romei a influențat spiritul romanilor, convinși că primul lor rege a fost fiul zeului Marte și că laptele lupoaicei a contribuit la vigoarea neamului lor, romanii au devenit mari războinici și cuceritori. În cinstea originilor legendare au ridicat numeroase statui care reprezentau lupaica alăptându-i pe cei doi gemeni. De-a lungul istoriei, Roma a avut trei mari forme de organizare. Monarhia, din anul fondării 753 până în anul 509 înainte de Hristos, Republica, din anul 509 până în anul 27 înainte de Hristos și Imperiul, din anul 27 înainte de Hristos până la cucerirea Romei din anul 476 după Hristos. Prima formă de organizare a Romei a fost monarhia, în care regele conducea alături de senat, alcătuit din cei mai de seamă nobili romani. Din această perioadă nu sunt foarte multe izvoare istorice, dar știm că în primele secole de existență a Romei s-au dezvoltat meșteșugurile, comerțul, iar orașul a fost înconjurat de ziduri de apărare, Deoarece regii au început să abuzeze de putere, ultimul dintre ei, Lucius Superbus, a fost alungat în anul 509 înainte de și s-a renunțat la monarhie. A doua formă de organizare a fost Republica, care presupunea că în fruntea Romei se află doi consuli numiți anual de către Senat. În caz de război, unul dintre ei primea puteri sporite timp de șase luni, fiind proclamat dictator. În perioada Republicii, Roma s-a extins cucerind teritorii din peninsula italică, mai ales în secolele 4 3 înainte de Hristos. Romanii au purtat războaie cu Sabinii, Etruscii, Latinii și Samniții, pe care i-au cucerit. Cele mai dificile războaie au fost cele purtate cu cartaginezii, numite și războaiele punice. Una dintre cele mai grele înfrângeri militare din istoria romanilor a fost la Cane, în fața cartaginezilor conduși de Hannibal, în anul 216. Romanii și-au luat revanșa câteva decenii mai târziu, când au distrus definitiv Cartagina și au pus stăpânire pe toate teritoriile cartagineze: Peninsula Iberică, Insula Sicilia și o parte din nordul Africii. Ultima formă de organizare a fost Imperiul, când statul roman a atins și apogeul. Unul dintre primii lideri ai Romei care a condus de unul singur a fost Iulius Cezar, dar, pentru scurtă vreme, între 48 și 44 înainte de Hristos. Exemplul celui care a cucerit Galia a fost urmat de nepotul său, Octavian Augustus, care avea să devină primul împărat al Romei. În lunga sa domnie, din 27 înainte de Hristos până în 14 după Hristos, acesta a acumulat toate funcțiile importante din stat, transformând Republica în Imperiu. Spre deosebire de consuli, care erau aleși anual, Împărații păstrau puterea toată viața și o transmiteau copiilor lor, formând dinastii. Apogeul teritorial al statului roman a fost atins în timpul împăratului Traian, cel care a cucerit Dacia în anul 106 după Hristos. În cinstea victoriei din Dacia, o provincie bogată în resurse de subsol, dar și cu terenuri agricole fertile, Traian a poruncit construirea unei columne în Roma. În secolul al II-lea, Imperiul Roman se întindea din Britania până în Egipt și din Armenia până la Oceanul Atlantic. Astfel, Marea Mediterană a fost transformată într-o mare internă, Mare Nostrum, cum o mai numeau romanii. Din secolul al III-lea a început decăderea Imperiului. Cauzele sunt multiple, dar două dintre ele sunt evidente. Războaiele civile între diferiți pretendenți la tron și atacurile popoarelor migratoare, sau barbare, cum îi numeau romanii. Războaiele civile devin aproape regulate din secolul al III-lea, deși nu erau o noutate în istoria romanilor. Conflictele erau între diferite legiuni care doreau să-și impună propriul comandant la conducerea Imperiului. Îl putem aminti pe Maximim Tracul, pe Valerian, dar cel mai bun exemplu este Constantin cel Mare. Tocmai de acest context au profitat popoarele migratoare: goții, vandalii, hunii sau burgunzii. Aceștia atacau și jefuiau orașele romane și încercau să rămână cât mai mult în teritoriul roman. Imperiul a început să renunțe la teritoriile greu de apărat, așa cum s-a întâmplat și cu Dacia, abandonată pentru o mai bună apărare pe linia Dunării, în anul 275. De aceea a fost distrus și celebrul pod de la Drobeta, care a fost construit în anii 103-105, pentru a nu fi folosit de barbari ca să atace Imperiul. Criza s-a adâncit și în secolul următor, iar încercarea lui Dioclețian de salvare a Imperiului, prin împărțirea statului în două, a fost o soluție de moment. Imperiul a fost împărțit în Imperiul Roman de Apus și Imperiul Roman de Răsărit, numit mai târziu și Imperiul Bizantin. Și deși oficial statul își păstra unitatea, fiecare dintre ele avea propria capitală și propriul împărat. Totuși, cucerirea Romei a rămas principalul obiectiv al barbarilor, fiind cel mai mare și prosper oraș al antichității. În cele din urmă, în anul 476, barbarii goți au reușit să cucerească Cetatea Eternă, pe care au jefuit o zile la rând. Istoria Romei a continuat, însă nu și a Imperiului Roman de apus. Imperiul de răsărit și a continuat istoria încă un mileniu, însă influențele grecești și orientale l-au făcut diferit față de ceea ce însemna romanitatea clasică. Cu toate că împărații bizantini se considerau urmași ai lui Iulius Cezar sau Octavian Augustus. În anul 476 se încheie așadar un capitol din istoria omenirii, fiind considerat un moment cheie de către istorici, cei mai mulți considerând că din acel moment începe o nouă epocă, Evul Mediu. Romanii au reușit să creeze un stat care a dăinuit peste un mileniu, având o armată puternică, organizată și bine dotată. Armata romană era la început formată din oameni simpli, care erau chemați la luptă doar în caz de război. Abia din perioada Republicii, începând cu secolul al IV-lea, înainte de Hristos, soldații erau soldați de meserie, adică profesioniști, care primeau un salariu de la stat, hrană, echipament și alte beneficii. Mai târziu, soldaților li s-a interzis să se mai căsătorească, iar dacă erau însurați, căsătoria era anulată. Abia după 40 de ani aveau acest drept după ce ieșeau la pensie și deveneau veterani. Armata romană era alcătuită din legiuni, formată din aproximativ 5 mii de soldați fiecare, iar acestea, la rândul lor, erau compuse din cohorte și centurii. Simbolul armatei romane era Agvila, cu inscripția Senatul și Poporul Roman. Agvila, element mitologic important, era un simbol celest și o încarnare a zeului suprem, Jupiter. De aceea apare în multe reprezentări cu fulgerul în ghiare, avea o semnificație religioasă și un statut sacru. Istoricul roman Tacitus spunea că agvilele erau veritabile divinități ale legiunilor. În timpul campaniilor, agvila era ținută într-un cort sacru, un altar mobil al zeului Marte. Agvila Stindard, de legiune, este și o imagine care simbolizează onoarea militară. Fiecare legiune primea un stindard cu agvilă din argint sau din aur, care era purtată de un agvilifer, ofițer de rang superior. A pierde agvila era cea mai mare dezonoare pentru un comandant roman. Chiar și în cazul unei înfrângeri dezastruoase, agvila trebuia salvată. Viața de zi cu zi a romanilor depindea de vârstă, sex, categoria socială sau mediul de locuire. Familia era foarte importantă pentru romani, unde rolurile erau clar stabilite. Bărbatul era capul familiei, se ocupa cu administrarea averii, cu politica și în unele situații avea drept de viață și de moarte asupra membrilor familiei. Femeie se ocupau cu creșterea copiilor, cu treburile gospodărești și dădeau ordine sclavilor. Ca o paranteză, poate de atunci au rămas cu acest apetit pentru a da ordine, mai ales că între timp s-a desfințat sclavia. Femeile nu erau considerate egale bărbaților, dar în perioada imperiului au obținut o serie de drepturi. Puteau divorța, își puteau recupera zestrea, puteau ieși singure la cumpărături sau la terme și așa mai departe. Copiii erau iubiți, răsfățați, dar și disciplinați. Disciplina presupunea uneori corecție fizică, dar și o școală primară care dura de la 7 la 12 ani timp în care elevii învățau să citească, să scrie și să socotească. Profesorul era plătit de părinți. Drept urmare, puțini copii mai continuau școala și după 12 ani. La 17 ani, băieții erau duși în for, unde era înscris pe listele cetățenilor și primea toga bărbătească. Obțineau dreptul de a se căsători, de a vota și de a face serviciu militar. Jocurile practicate de copii erau dintre cele mai diverse, dar care presupuneau respectarea unor reguli. Jocul cu moneda, ghicirea părții pe care cade, cu titirezul, baba oarba, X și 0 sau imitarea unor senatori sau soldați. Pe tot cuprinsul Imperiului Roman existau peste o mie de orașe. Orașele aveau anumite elemente comune. Ziduri și turnuri de apărare, temple închinate zeilor, canalizare, apeducte care alimentau orașul cu apă, terme, un for, iar orașele mari aveau și anfiteatre pentru jocuri sau lupte între gladiatori și alte spectacole. Roma era cel mai frumos și grandios oraș al Imperiului. Era considerat centrul lumii pentru că toate drumurile duc la Roma. Roma mai era denumită și cetatea eternă sau cetatea celor șapte coline. Și tocmai de aceea o să analizăm monumentele importante din Roma. Forul Roman era practic centrul orașului, atât din punct de vedere social, cât și politic. Cuprindea temple, clădirea Senatului, clădiri juridice, iar oamenii veneau în forul roman pentru a face cumpărături, pentru a afla noile legi și pentru a discuta politică și afaceri. Circus Maximus sau Circul Cel Mare. Această arenă putea găzdui 250.000 de spectatori, asta însemnând cam un sfert din populația Romei. Avea o lungime de 600 de metri și o lățime de 200 de metri. A fost utilizat încă din secolul al VI-lea înainte de Hristos, iar în timpul lui Iulius Cezar a fost mărit și amenajat. A fost utilizat mai ales pentru cursele cu care, iar ultima cursă a avut loc în anul 549 după Hristos, deci a avut o istorie de peste un mileniu. A fost abandonat, iar marmura și alte materiale folosite la construirea lui au fost refolosite pentru diferite construcții din Roma în era creștină a orașului. Termele erau locurile preferate ale romanilor. Romanii vizitau termele pentru a face baie, pentru a socializa, pentru a încheia afaceri, pentru a se tunde sau pentru a citi. Existau bazine cu apă caldă, cu apă călduță și cu apă rece pentru înviorare. Termele erau dotate cu mozaicuri, cu picturi sau cu coloane din marmură. Erau terme pentru oameni bogați, dar și pentru cei săraci. Femeile mergeau dimineața, iar bărbații după amiază. Cele mai cunoscute terme erau termele lui Caracala, care avea o dimensiune cât două terenuri de fotbal. Acestea erau destinate pentru aproximativ 1600 de persoane. Apeductele reprezintă una dintre cele mai mari inginerii ale romanilor. Erau folosite pentru alimentarea orașelor. Apa circula printr-o conductă situată în partea de sus a construcției, iar prin inclinație apa circula în mod natural. Spre deosebire de greci care iubeau jocurile sportive și teatrul, romanii preferau confruntările dure, adesea sângeroase, dintre gladiatori. Gladiatorii erau de obicei sclavi care luptau între ei sau cu fiarele sălbatice pentru distracția publicului. Deși cinematografia a acreditat imaginea unor lupte foarte sângeroase în care mureau foarte mulți oameni, în realitate nu era așa. Puțini gladiatori mureau în lupte. Erau antrenați să nu-și aplice lovituri mortale. Mulți oameni cred că publicul comanda dacă cel învins să fie omorât sau nu, indicând cu degetul mare în sus sau în jos. Însă, cei mai mulți istorici cred că acest semn nu a existat deloc, fiind tot o invenție a cinematografiei contemporane. Amfiteatrele pentru lupte existau în majoritatea orașelor reședințe de provincii, însă cel mai mare și mai cunoscut amfiteatru, este Coloseumul din Roma. A fost construit în perioada 73-80 după Hristos, la inițiativa împăratului Vespasian. Amfiteatrul putea găzdui peste 50.000 de spectatori. Aceștia erau apărați de soare sau ploaie de o copertină retractabilă. Accesul se făcea prin 80 de intrări pentru a evita aglomerația. Spectatorii primeau bilete sub formă de bucăți de ceramică. Pe care era indicată secțiunea și rândul unde trebuiau să se așeze. Mitologia romană era una asemănătoare cu a grecilor. Practic, organizarea zeilor și atribuțiile lor erau de inspirație greacă. Religia politeistă a romanilor îl avea ca zeu suprem pe Jupiter, tatăl zeilor. Ceilalți zei importanți erau protectorii domeniilor importante din viața romanilor: familia, războiul, agricultura, meșteșugurile și așa mai departe. Dacă v-ați întrebat de ce majoritatea planetelor poartă numele zeilor romani, explicația este destul de complexă. Planetele din sistemul solar au fost descoperite mult mai târziu, când Imperiul deja dispăruse, însă acestea au fost botezate în amintirea zeilor romani. Marte, fiind roșie, a fost botezată după zeul războiului. Jupiter, fiind cea mai mare, a fost denumită după zeul suprem. Venus, fiind cea mai strălucitoare și mai frumoasă, a primit numele după zeița frumuseții. Cea mai rapidă dintre toate, cu o mișcare de rotație de 88 de zile, a fost botezată după zeul mesager, Mercur. Romanii au construit în aproape toate orașele măcar un templu. Fiecare dintre acestea era închinat unui zeu, de cele mai multe ori lui Jupiter. Unul face excepție: Panteonul. Acesta a fost închinat tuturor zeilor, construcția finalizându-se în secolul al II-lea după Hristos. Este de departe cea mai bine conservată clădire antică, bolta sa fiind o capodoperă a ingineriei romane. Cea mai mare până în secolul al XX-lea. Acoperișul are un diametru de 43 de metri, iar în centru are un decupaj cu un diametru de 7 metri pentru a pătrunde lumina, având în vedere că panteonul nu are ferestre. Cu excepția unor plăci de argint, din partea interioară a boltei, care au fost luate la ordinul papalității în secolul al IV-lea, monumentul arată ca în antichitate, astăzi oficiindu-se ocazional slujbe creștine. Religia creștină a apărut în urmă cu aproximativ două milenii. În Iudea, teritoriu aflat la acea dată în componența Imperiului Roman. Un om, pe nume Isus, a fost răstignit pe cruce la Ierusalim și, conform mărturiei ucenicilor săi, a înviat după trei zile. Creștinii îl consideră fiul lui Dumnezeu și unsul lui Dumnezeu. Învățăturile cele mai importante ale lui Isus sunt dragostea față de Dumnezeu și față de oameni, milostenia, smerenia, viața curată și credința în viața de veci. Apariția și răspândirea creștinismului au produs o mare schimbare în societatea romană. Creștinismul era religia unui singur Dumnezeu și nu făcea deosebire între oameni, considerând că toți sunt egali, bogați și săraci, patricieni și sclavi, romanii și barbarii, femeile și bărbații. Aceste lucruri nu au fost la început acceptate de către romani. În plus, creștinii refuzau să se închine la zei tradiționali. De aceea, creștinii au fost învinuiți pentru epidemiile, dezastrele naturale sau înfrângerile din războaie ale romanilor. Drept urmare, creștinii au suferit în primele secole mari persecuții, fiind obligați să-și practice religia în ascuns. În ciuda acestor prigoniri, numărul creștinilor a crescut treptat. De partea noii religii au trecut chiar și patricieni, o schimbare radicală a avut loc în urma edictului de la Milano din anul 313, decret prin care împăratul Constantin cel Mare acorda creștinismului statutul de religie oficială, egală cu religia tradițională romană. Creștinismul a devenit singura religie oficială sub împăratul Teodosios cel Mare, care a emis în anul 380 edictul de la Tesalonic. Printre altele, acesta interzicea cultele păgâne și jocurile olimpice. Între primele schimbări aduse de creștinism, societății romane, se numără interzicerea luptelor între gladiatori, îmbunătățirea condiției sclavilor și a femeilor și apariția unor instituții de binefacere pentru săraci, spitale, azile, orfelinate. Una dintre cele mai impresionante civilizații ale antichității a fost cea a romanilor. Aceasta s-a extins odată cu cucerirea unor noi teritorii. Ea însemna un anumit mod de a construi orașe, de a locuinele, o anumită organizare a fermelor agricole, tehnologia exploatării minelor, știința de a construi drumuri, poduri și apeducte, ziduri de apărare, temple, terme sau anfiteatre. Majoritatea popoarelor cucerite au ajuns să admire civilizația romană, care era superioară celei proprii. În două-trei generații, acestea au ajuns să-și abandoneze propria identitate și să adopte limba, religia, legile, numele romane, modul de viață roman. Acest fenomen s-a numit romanizare. Dispariția Imperiului Roman de Apus nu a însemnat și dispariția numeroasei populații romanice de pe cuprinsul fostului Imperiu. Aceasta se întindea din Dacia până în Spania, din Britania până în nordul Africii. În multe zone, romanicii i-au asimilat pe barbari și au format noi popoare, precum poporul român, francez, spaniol, portughez sau italian. Dacă v-a plăcut scurta incursiune în istoria romanilor, vă rog să apăsați butonul de like și să vă abonați la canal. Pe curând!